În acest sfârșit de săptămână, tăiușenii au avut parte de o sărbătoare de zile mari și au sărbătorit a 11-a oară zilele orașului, iar atmosfera a fost una de-a dreptul incendiară. Organizatorii au pregătit și în acest an multe surprize pentru tăiușeni, dar au păstrat și din momentele din anii trecuți care au fost apreciate de public. Ne străduim și ne-am străduit să aducem ceva mai pitoresc, o pată de culoare în acest peisaj, acestor zile atât de frumoase. Am reușit să aducem la noi o fanfară, deci un ansamblu mai precis, din Belgia, deci din localitatea Femovil. Suntem foarte mândri de acest lucru și este o delegație impresionantă. Foarte bine! Sâmbătă seara a urcat pe scenă Joe, Alina Eremia, 3 Sud-Est, Gino și Nadir, iar duminică sărbătoarea a continuat cu artiști de muzică populară, Cornelia Goția, Dumitru Fărcaș, Ionela Pascu, Traian Ilea și Valeria Codorean. Nu au lipsit ansamblurile de muzică populară. Zilele orașului Teiuș au debutat vineri începând cu ora 7 cu Marșul pentru Sănătate și s-au încheiat duminică seara cu tradiționalul foc de artificii.